Există atât de multe povești scrise și nescrise și știind că copilăria este o perioadă magică, dar atât de scurtă, cum să ratezi încă o modalitate prin care copilul tău cunoaște tradițiile cu care am crescut? Marcarea primii zile de primăvară și a sărbătorii mărțișorului este unul din obiectivele adoptate de Quiz Moldovence din SUA. Sărbătorile și obiceiurile ne amintesc de istoria neamului nostru și consolidează identitatea noastră națională, iar cei mici sunt întotdeauna entuziasmați să afle acea poveste ce dă semnificație unei sărbători. Pe 23 februarie, în ajun de Dragobete, moldovenii cupiși din Chicago au fost invitați la a doua ediție a evenimentului Transmitem copiilor tradiții, pentru a cunoaște renumita legenda mărțișorului, fiind parte a unei povești personalizate. Sărbătoarea noastră. Eu sunt Crăiasa Zăpezii. Eu vin de foarte, foarte departe. Voi veniți de departe, copii? Ați mers un pic sau mult? Și eu, exact ca și voi, 3 zile am zburat ca să ajung aici. Storytime Learning Center, o grădiniță recent deschisă în Glenview, Illinois, a fost gazda evenimentului nostru. Numele grădiniței provine de la misiunea adoptată de a învăța copiii prin intermediul jocurilor, disciplinii pozitive și activităților interesante să interpreteze și să crească cu lecțiile preluate din poveștile clasice transmise din generație în generație. Grădinița oferă un mediu construit cu grijă, metode educaționale speciale care îndeamnă pe copii să exploreze mediul înconjurător, le stimulează gândirea creativă și le dezvoltă interesul pentru a învăța. Promovarea educației interculturale este scopul principal susținut de grădinița Storytime Learning Center. Iată de ce, plin de entuziasm, au primit comunitatea noastră pentru a sărbători mărțișorul și cu drag au creat un decor construit zile la rând pentru ca cei mici să rămână profund impresionați de petrecerea noastră. Sărbătoarea noastră a avut alături o tânără renumită pentru răbdarea și sârguința cu care face poze copiilor. Astfel, astăzi cu plăcere ne amintim de eveniment datorită fotografului oficial al Transmitem copiilor tradiții, Tatiana Balaur. Pe această cale dorim să aducem sincere mulțumiri și să-i dorim baftă în activitatea care o desfășoară, plină de pasiune și profesionalism. In Light Photobooth a adus zâmbetele pe chipurile copiilor și părinților datorită pozelor haioase făcute în fața unei mașinării micuțe și stilate. Doar In Light Photobooth este prezent la cele mai frumoase și deosebite petreceri și îi mulțumim faimosului Mike pentru șansa de a-i putea bucura pe cei mici și adulți.
Așa cum v-am obișnuit, evenimentele pentru copii organizate de Quiz Moldovence din SUA sunt caritabile. De data aceasta, ne-am propus să o ajutăm pe bunicuța Anastasia Răducan, care crește singurică doi nepoți, Ionel și Petru, de 2 și 4 anișori. Împreună am reușit să strângem $678, care deja au ajuns la bunicuța Anastasia. Bunica a avut cancer, dar a învins pentru copii și a luat sub tutelă. Acum e în remisie. Din păcate o duc foarte greu, nu au apă, nici bucătărie, nici de mâncare nu au. Mulțumim oamenilor cu suflet mare care au venit la petrecerea noastră și au donat. A fost odată, ca niciodată, un timp când soarele era întruchipat într-o fetiță frumoasă, care a coborât pe pământ ca să danseze hora cu cei din jur. Dragonul rău a coborât pe pământ să fure soarele și l-a răpit și l-a aruncat într-o temniță întunecată. Toți oamenii au fost foarte și foarte bunuri. Păsările au încetat să frite, copilașii au încetat să râze, dar nimeni nu știa ce să facă. Și atunci a venit un brav plăcău care a zis: eu voi salva soarele. Toți oamenii i-au dat din puterile lui ca să poată învinge dragonul. El a mers 3 anotimpuri până a ajunge la dragon. Vara, toamna și iarna. Elena Zghibarță, meșter handmade renumit și apreciat din comunitatea noastră, a învățat copiii și părinții să meșterească mărțișoare deosebite, având grijă să nu uităm de culorile drapelului nostru. Picii, atent și cu multă sârguință, au încercat să unească culoarea albă și roșie a mărțișorului, în timp ce Elena le-a mai povestit încă o dată renumita legenda a mărțișorului pentru a se asigura că picii neapărat o vor memora. Tot datorită Elenei, am avut posibilitatea să licităm o păpușă extraordinar de frumoasă creată de ea, iar banii au mers direct în boxa de donații destinată bunicuții Anastasia. Iar eu m-am suit pe oșa și v-am spus povestea mea, căci dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Очень спасибо большое.